Mulți copii abandonați și ajunși în centrele de plasament nutresc speranța că într-o bună zi vor avea din nou o familie. Șansa la fericire o reprezintă zecile de cupluri care nu pot avea urmași. Însă acest vis nu devine pentru toți minorii o realitate pentru că nu toți sunt adoptabili. În Constanța, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a deschis până la finalul lunii noiembrie procedurile de adopție pentru 50 de copii. Purtătorul de cuvânt al acestei instituții a declarat: până în prezent au fost finalizate 52 de încuviințări de adopție. În lunile ianuarie, februarie și martie s-au finalizat câte 3 adopții. Apoi, în aprilie, alte 4 adopții au fost încheiate, dintre care una unui grup de 2 frați. 8 încuviințări de adopție au avut loc în luna mai și în fiecare lună au fost adoptați alți micuți. Menționăm că anul trecut s-au deschis 50 de proceduri pentru copii adoptabili și au fost încuviințate 37 de adopții, din care 4 pentru grupuri de frați. Persoanele din județ care s-au hotărât să adopte un copil trebuie să adreseze Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța. Instituția le furnizează acestora informațiile necesare și le stă alături pe parcursul etapelor procesului de adopție. Suportul acordat de această direcție viitorilor părinți vine în sprijinul ideii pe care o ilustrează citatul din Pitagora, ales ca moto: omul nu este niciodată atât de mare ca atunci când se lasă în genunchi ca să ajute un copil.